Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi continuăm cariera noastră cu Manchester United, episodul cu numărul 3. Ține minte de data trecută că ne-au spart cei de la Brighton, ne-au dat cred că 5-2, așa să tera meciul foarte, foarte greu. În acest episod se va arăta că vă juca în Champions League vs Bayern și o să fie destul de greu. Am văzut în comentarii că a scris să fac niște transferuri, din păcate nu mai pot să le fac din cauza că s-a dus perioada de mercato. Însă avem mulți bani și chiar sunt jucători aici pe care eu aș vrea să-i schimb. Însă asta o să fac în perioada de iarnă de mercato, pentru că atunci se poate. Însă înainte să începem, nu uitați acolo să apăsați butonul de like și să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să ajungem la 1k subscriberi și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări. E bine, grupa asta este ok, este destul de ușoară, Galatasaray, Copenhaga cu Bayern, însă echipa asta zic că e pregătită, o să-i dăm noi advance aici ca să se odihnească jucătorii, bun, și se pare că este match day și o să fie destul de greu pentru că nu sunt toți pregătiți, însă echipa lui Bayern arată foarte, foarte bine. Guerrero, Laimer, Thomas, Musiala, Harry Kane, Coman în stânga, Sané în dreapta. Ce vorbești? Neuer în poartă, De Ligt, Kim Min-jae. Da, o să fie greu, Însă, din câte văd aici, putem să dăm un training session ca să ne dea niște boosturi. Ok, hai să vedem dacă putem și ne iese. Pe atunci, hai să facem pe acesta. Arată chiar foarte, foarte bine. Hai să vedem ce trebuie să facem. Hai să vedem la... Ok, Andabar, nu pot să cred. Însă, scriem acum. Ok. Bun, mi-a plăcut asta. Bun, hai că a fost bine. Însă nu putem, aole, trebuie să facem 7500 și noi am făcut 7350. Wow, hai să încerc cum altă totuși. Bun început. Bine, acolo, bine. Ok, se pare că l-am făcut, am reușit până la urmă. Să mai avem aici niște încercări și nu reușim, bă, cât de aproape suntem. Însă până la urmă reușim și avem boosturile alea pentru meciul acesta. E bine, din păcate vom intra așa cu niște jucători obosiți. Însă la pauză o să-l bag aici pe Eriksen. Să sperăm că se mișcă ok, chiar dacă are 56 pace. E bine, și începe meciul. Hai să vedem cât de greu să fie și câte goluri ne luăm. Bine, acolo pleacă Rashford. Hai să vedem, căutăm pasa la Mbappé, însă nu ajunge. Foarte bine pasă la Harry Kane, șutează și nu pot să cred. În prima fază ne luăm gol, Mohamed pe bune. Oh, fault, clar. Ok, atac-ei, hai să vedem acum cum putem să ne apărăm. Foarte bine acolo, însă noi suntem mai buni la cap și reușim. Nu s-a pasat, este greșit, nu pot să cred. Nu, oprește-l. Bun, hai să ne împăm Mbappé. Mbappé, ai viteză, ai plecat Mbappé, du-te. Șutează, ce șutul la pân, șutul, am fost trivela, bă. Bun, Garnacho, ai viteză. Te-ai dus, Garnacho. Du-te, Garnacho. Tu vei da gol. Și bine, mă, Garnacho, mă, ce finez pe lângă portar, dar bine a plecat acolo și nu l-a mai prins nimeni. Bine, mă, Garnacho, mă, let's go. Total, hop. Ne-a dat croșeu. 1-1 se face, hai că poate avea niște șanse. Bine, acolo ne apărăm. Haide, am plecat contra-atacul. A plecat contra-atacul. Mbappé, te-am lansat. Du-te, tată. Nimeni nu te prinde. Nimeni. Trage la poartă odată. Bine, mă, let's go. 2-1, mă. Bine, mă. Minutul 36 se face 2-1. Celebrează, mă, Mbappé. Celebrează în Champions League. Let's go. Bine, pas acolo la Boy. Hai să vedem dacă putem să ne apărăm totuși. Oh, șutează la poartă, însă nu reușește să înscrie. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred, ia dacă crash la Onana. Onana, ești useless. Bă, 2-2 se face. Bine, acolo l-am lăsat pe Garnacho. Du-te, Garnacho. N-are spațiu, însă pasăm acum la Mbappé. Mbappé se duce. Du-te, Mbappé. Pasă frumoasă, șutează și ce golață. Bine, mă, let's go, mă, bravo, mă. Asta înseamnă. Înscrie mount. Ok, nu mă așteptam. Revedem faza foarte bine aici, s-a dus Mbappé, pasă cu călcâiul și Mount o bombardează aici, mingea și direct în plasa lui Bayern, let's go. Șutează acolo, însă este în blocaj. Mai departe au mingea, șutează însă în sfârșit Onana apără. Ok, haideți să venim la cap, dacă reușim să ne apărăm. Dăm aici aproape, Onana e pe minge, hai mă că e pe minge, bun. Vine acolo, întoarce, centrare la Garnacho. Nu reușim, am încercat fix ca în viața reală, dar n-am reușit. Are viteză Coman. Poate reușim aici să-l oprim. Nu reușim să-l oprim. Șutează și nu pot să cred cum înscrie. Bă, nu pot să cred. Cine a șutat, mă? Cine este? Acum nu dau seama. Chiar nu dau seama. Ei, și se pare că înscrie Guerrero. Ok. Vine acolo. Kylian Mbappé. Dacă reușim să-l lansăm din nou. Hai, lasă-mi pe Rashford. Du-te, Rashford. Du-te. Șansa ta. Rashford.
Șutează pe lângă portar, bară, nu pot să cred, nu pot să cred. Du-te, bă, ce s-a dus Sané, de unde atâta viteză? Bine, îl oprim. Pasa e greșită, nu pot să cred. Ok, bun. Oh, Mount. Mount, ce-a pățit Mount? Oh, nu pot să cred, e accentat. Nu. Bă, va trebui să-și cu Eriksen. Mamă, însă, să nu aibă ceva grav. Oh, no. Oh, no. Nu lăsa să șuteze. Nu lăsa să șuteze. Nu lăsa să șuteze. Bine, mă. Haide, mă. Bine, mă. Bun, 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 bun. Hai, contraatac. Nu, no, n-am avut timp. 3-3. Ok, ok. Măcar nu le-am bătaie de la Bayern, măcar atât. Bine, haide să vedem dacă va fi pentru mult timp Mamă pe bancă. El fiind accentat, haide să vedem. Va fi 3 luni. Wow, nu, bă, 3 luni. Ar fi ok să-l vindem, dar na, nu cred că putem să-l vindem. Și să jucăm cu Eriksen. Sau dacă nu, cu Amrabat, care nu e prea bună opțiune. E bine, următorul meci este contra acela la Burnley. Un meci destul de ușor, însă s-ar putea să fie destul de greu din cauza că data asta nu mai avem pe Mount. Însă cred că Eriksen o să joace destul de ok. Hai să vedem ce echipă au. Interesantă, din câte văd, se pare că e Cullen la echipa Signon. Edward în atac, Fofana, un nou transfer. Ok, interesant, interesant. Se echipa asta clar este superioară, însă obosită. E bine, și ce meciul contra acela la Burnley. Hai să vedem cum o să ne scurcăm în acest meci. No, 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 no. Am oprește să-l oprească cineva, nu poate să-l oprească nimeni, mă. Uite și tu. Oprește-l, mă, nu poate să-l oprească nimeni. Bă, cu ce e asta? Ce mă joc aici? Nu poate să-l oprească nimeni. Fofana doar dă în ea puțin așa și portarul nu poate să apere. Uitați-vă și eu la fundașii mei. Ce fac fundașii mei? Ce, uite și tu. Ce fac fundașii mei? Da, au făcut mult. No, iar au atac. Mă, Varane e mort, e obosit. Sandro Martinez, însă, na, nu reușim. Corner pentru ei, hai să vedem. Sar la cap, sar la cap. Bă, oprești, ce faci? Du-te, Rashford, du-te, că ai viteză dată, du-te. Bun, schimbă cu Mbappé. Mbappé are viteză, bun. Bun, aia zic. Și șutează și bine, mă, Eriksen, mă. Bine, mă, let's go. Se pare că nu e Mount, dar e Eriksen, care are șutul destul ok. 7-7, dacă nu mă înșel, are. Bine, mă, Eriksen, let's go, 1-1. Revenem faza foarte greu, aici trece Mbappé, însă până la urmă găsește pasa la Eriksen, care Eriksen șutează, din care însă direct în plasa adversarilor. Nu, no, nu, no, nu, no. Cum trece, cum trece, mamă, Mirka a apărat. A trebuit să-l mut ca să apere, de fapt. Vine pasa la Mbappé, 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 reușește Mbappé, mă, bine, mă, Mbappé, mă, let's go, 2-1 se face, Kylian Mbappé marchează, Eriksen din nou, vine pasa la Mbappé, Mbappé se întoarce bine și marchează, mă, bine, mă, bine, mă, Mbappé, mă, let's go, mă, în sfârșit Mbappé se activează, l-am activat pe Mbappé, faza importantă pentru el, însă ne apărăm foarte bine, Lisandro Martinez se salvează, vine acolo Bruno, hai să vedem pe Bruno ce face, pasa la Kylian, Kylian nu poate să treacă, pasă la Bruno. Vine acolo, pasă la Garnacho. Garnacho finalizează, bine, mă, pe lângă portar, mă, let's go. Ce tiki-taka bun, mă, asta zic, mă, asta zic. Revedem faza foarte bine, ce e Mbappé, pasează la Bruno. Bruno vine acolo la Garnacho și Garnacho pe lângă portar reușește să înscrie, mă, let's go. Se face 4-1 și în sfârșit câștigăm și noi primul nostru meci de când am dat pe Ultimate. Pericol la poarta noastră, pericol la poarta noastră. Haideți să vedem dacă reușim, reușim până acum să ne apărăm. E bine, cred că este cazul face și noi niște schimbări. Păi pe aici pe Ambrambat. O să intre clar Lindelof și o să intre și Malasia și Antony în locul lui Rashford. Și cred că o să intre și Hoylund, da, o să intre și Hoylund. Bă, nu pot să mă bag aici, uite, știu ce atac periculos sau în sfârșit Malasia reușește. Bine acolo, ne apărăm destul de bine, bravo mă, de ce a făcut asta, de ce a făcut asta, Onana? Ok, atac destul agresiv, la noi la poartă și reușește să marcheze, dar nu pot să înțeleg, deci nu pot să înțeleg, Onana, cel mai prost portar, cum mă să ții așa gol? Efectiv, noi încercăm să ne băgăm acolo la el, dar nu reușim, nu reușim, uite, știu, prinde un șut normal, dar Onana nu e în stare. Totuși, bine că avem 4 goluri și stă mai chill, dar putea să fie mai rău dacă încascăm de golurile alea. Șut și, ok, da, asta apără, ok. Hai să vedem dacă reușește în la cap, nu pot să cred, bun, bine mă, Onana. Și până la urmă, se pare că câștigăm meciul, let's go. E bine, următorul meci este în Carabao Cup versus o echipă de sfârșitoată. Echipa asta se numește Petr Boro, n-am auzit de ea până acum, cred că e din Liga 2 sau poate prima ligă. Însă echipa asta este cam obosită, o să dăm aici advance, să sperăm că se odihnește totuși. Și se pare că s-a odihnit ok. De asemenea, mai e puțin să termine luna și vreau să scrieți în comentarii care dintre toți jucătorii vi s-a părut cel mai bun, cel mai crucial în această lună, pentru că va primi un playset la alegere, cadou, pentru că, na, s-a descurcat destul de bun. Un fel de Player of the Month. Așa că
o să vreau să-mi spuneți în comentarii ce vi s-a părut cea bun jucător din echipă. Bine, echipa asta are niște jucători destul de ciudați, nu cunosc absolut pe nimeni, așa că o să trecem mai departe. De echipa asta este destul de obosită, însă eu cred că o să descurce destul de ok, așa că hai să vedem totuși ce facem în meci. E bine, și începe meciul în Carabao Cup, hai să vedem totuși ce reușim să facem. Vine acolo pasa la Kylian Mbappé, se poate duce, însă caută pasa la Eriksen, care șutează, însă apare acolo portarul. Pasă de corner destul de interesant, hai să vedem dacă reușim noi până la urmă să facem ceva. Pasăm aici la Bruno, centrare bună la Rashford, însă n-ajunge la minge. O, un contraatac destul de bun al adversarilor, însă poate reuși să contracarăm acest contraatac și nu putem, bă, nu putem, bă, nu putem. Șutul însă este slab. Deci nu putem să le băgăm la minge, efectiv jucătorii noștri se bagă prea prost. Vine acolo Mbappé, Mbappé se duce destul de bine, pasă la Davies, care a urcat foarte mult. Rashford, hai să vedem acum dacă putem să trecem cu Rashford. Nu, cred că putem, pasă la Bruno, căutăm pasă la Guimarães, șutează însă în blocaj. Șansă foarte bună pentru ei, însă hai să vedem dacă reușim să ne apărăm până la urmă. Nu se grăbesc deloc, șutează însă pe lângă poartă, din fericire. Vine acolo la Mbappé, Mbappé, Mbappé îl vede acolo plecat pe Rashford. Haide Rashford, du-te, du-te că ai viteză, du-te, du-te, caută centrarea și reușește până la urmă. Garnaccio înscrie, mă, bine mă, Garnaccio, mă, băi, deci a jucat foarte, foarte bine Garnaccio. Reușește acolo să prindă acel cap, dă gol și face 1-0. Revedem faza, foarte bine aici a plecat Rashford și centrarea foarte bună însă și bine poziționat fiind Garnaccio. Ce fault, ok. Un foul destul de agresiv și se pare că vor avea ocazie aici. Haideți să vedem totuși ce reușim să facem. Iese un Ana? Ok, respinge Ana. Merge așa. Bine, aici Mbappé pasă la Rashford. Înapoi la Mbappé, care l-am lansat, efectiv l-am lansat. Du-te Mbappé, du-te, du-te pe lângă portar și face 2-0, mă, bine mă, let's go, mă, bine, mă, că e bun Mbappé, mă. L-am activat pe Mbappé aici, reușim până la urmă să marcăm, let's go. Hai să primim aici la faza asta, la corner acesta, înapoi la Bruno, Bruno centrare foarte bună la Martinez, însă nu reușim, bă, să dă cu capul încât să înscriem. Aici Garnaccio are spațiu destul de mult, reușește aici până la urmă să treacă, hai să vedem. Trece foarte bine, trece mai departe, șutează și marchează. Wow, wow, ce bine s-a mișcat aici Garnaccio. Însă și fundat și n-a avut ce să facă. Efectiv Garnaccio este prea bun meciul ăsta, e prea bun. 3-0 deja ne sucă destul de bine. Vine aici Bruno, scapă foarte bine. Haideți să vedem totuși ce șansă avem. Pasă aici la Garnaccio, care reușește. Bă, bă, e prea bun meciul ăsta. Hat-trick, hat-trick, a reușit hat-trick-ul. 3 goluri au reușit să dea Garnaccio. Foarte, foarte bun. Revedem faza foarte bine aici, centrarea de la Bruno Fernandes, chiar foarte bun. Însă și finalizarea pe jos ușor. Nu s-a panicat foarte mult aici Garnaccio. A reușit până la urmă să scrie. Dalot foarte bine a plecat, bună pasa la Bruno, Bruno cu un power shot și reușește să înscrie, mă, let's go, mă, 5-0, i-am spart pe această echipă, i-am spart efectiv. Bine, aici Garnaccio iar s-a dus, are viteză, mamă câte viteză are, du-te, du-te Garnaccio, du-te Garnaccio și... L-a umilit, l-a umilit, du-te la aici, n-ai cum așa ceva. L-a umilit Garnaccio pe portar, trebuie să se lase de fotbal, trebuie să se lase. N-ai cum așa ceva, uite și aici la faza asta. Doamne, uite și pac, frumos, elegant, craci, nu pot să cred așa ceva. 4 goluri am scris, măi, o bestie. Ok, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Șutează și ok, înscrie, bă, dar portarul, uite și tu, portarul ne lasă mereu. Deci portarul ne lasă mereu, uite și tu dacă poți să zici ceva la golul ăsta. Cel mai frumos gol din istorie, uite și tu cum n-a putut să apere. Uite și tu cât de lent se mișcă, pac. Da, Onana. Garnaccio foarte bine acolo, nu reușește pasa, însă încă are mingea. L-am lăsat pe Mbappé. Asta dacă putem să trecem când Mbappé, însă se pare că nu. Mai departe, foarte bine acolo, centrarea la Garnaccio. Garnaccio continuă, șutează însă. Ce a salvat aici portarul, s-a activat la final de meci. Hai să vedem aici corner acesta, centrare foarte bună la Rashford cu capul. Nu pot să cred, mă, cum a apărat-o, mă. Garnaccio, Garnaccio la balon. Garnaccio nu reușește, foarte aproape. Ba nu, continuă, nu îl oprește nimeni. Ba, l-a oprit până la urmă. Și cam aia a fost. Reușim să câștigăm meciul 6-1 în Carabao Cup. Îi scoatem pe aceștia clar. Garnaccio, care a reușit să scrie 4 goluri, a fost efectiv crucial în acest meci. Ei bine, cred că aș dori să joc și meciul ăsta cu Crystal Palace. O să fie destul de ușor, zic eu, sper. Suntem totuși pe locul 5 și chiar vreau să intru acolo în top 4. Să, nu știu, să am o asigurare măcar că sunt în top 4. Însă Eriksen este foarte
foarte obosit și va trebui să băgăm aici pe Amrabat, probabil pentru că, na, Mount încă este accentat. Aceasta este echipa lor, echipă ciudată și mă refer la formație, foarte ciudată formația asta, însă destul de bună, Olis acolo în atac, foarte, foarte bun. Henderson în poartă, o să fie destul de greu, însă trebuie să facem niște schimbări, clar am zis că Erexa nu o să intre, o să intre aici Amrabat și o să facem ceva de genul dacă reușim și aici Vara nu o să intre și o să intre Lindelof, să sper că se descurcă totuși. E bine, și în ce meciul versus Crystal Palace o să fie destul de greu, însă cred că putem să-i batem. Asele în Garnacho, omul meciului și în acest meci, nu prea cred, dar o să încerc să dăm niște goluri cu el. Vine acolo, Rashford, du-te, Rashford, ai viteză, însă este aici blocat, găsește pasa la Bruno, șutează însă, apă acolo Henderson, ce bine s-a aruncat, n-aveși noi portar real. Mbappé aici, îl vede că a plecat acolo Rashford, nu reușește pasa, însă reușim să recuperăm, Rashford șutează însă, apă portarul, bă, du-te mă de aici. Oh, ce fault acolo, măcar oprim faza, însă hai să vedem, este un galben? Ok, sper să nu. Ok, aici intrare destul de departe, reușim aici până la urmă să avem posesia balonului. Garnacho însă reușește să treacă, însă iese mingea afară, bă, și-a prelungit-o prea mult. Ce bine atac aici, însă reușește acolo să apere Lindelof. Du-te, Garnacho, du-te! Ai viteză, pasezul lui Mbappe dacă e ceva. Nu înțeleg ce a făcut, m-a lăsat mingea în spate. A lăsat mingea în spate pentru o secundă și asta l-a costat. Ocazie pentru Crystal Palace, o concentrare bună, însă reușim aici să ne apărăm. Iar Garnacho are spațiu liber, du-te Garnacho, du-te că nu e nimeni pe partea ta. Ești singur, aproape singur. Însă uite și cum se bagă adversarii, mă. Na, nu pot să chiar fără mingea efectiv. Vine acolo Guimaraes, pasă la Garnacho. Hai data asta să-l țintim pe Mbappe, care a plecat, du-te Mbappe. Du-te Mbappe, hai Mbappe, Trivela pe verde, n-avea cum să rateze efectiv și Trivela și pe verde, n-avea cum să rateze. Încă un atac foarte periculos, șut bun, însă este pe ea un an în sfârșit și se trebuie totodată și repriza. Bine aici Garnacho, ce se bagă acolo, are viteză, du-te, centrarea foarte bună la Mbappe, însă șutul este blocat, însă este penalti, ok, este penalti. Ducure faultează aici în careu și scoate penalti aici Mbappe, am zis Mbappe o să bată. Hai să vedem, Mbappe, șutează pe mijloc de scou, mă, reușim aici să înscriem, ce șut puternic pe mijloc totuși, reușim să facem 2-0. Șansă foarte bună pentru Crystal Palace să scrie un gol aici, însă, hai să vedem dacă reușim să-i oprim, totuși, se plimbă foarte mult cu mingea Ducure se bagă acolo corpul foarte bine, nu înțeleg ce fac efectiv, înaintează să ducă înapoi. Trag de minge, ce fac? Ok, și până la urmă, cred că o să pierdă mingea. Da, o să pierdă mingea. Rashford are viteză, se poate duce singur pe flank. Du-te, tată. Du-te că ai viteză, obosit însă. Pasa iese bună. Pasa ne Mbappe, șutează pe verde însă. Apără portarul, mă, cât aproape să scriem al treilea gol în acest meci. Doar ce bine acolo, Garnacho, nu mai nimeream. Oh, ce fault. Da, cred, merita și roșu să fii sincer. Nu mai avea de mult mingea la picioare. Bruno, dacă reușim să marcăm. O să încerc eu un Trivela. O să schimb aici pe Mbappe ca să fentez. Trag aproape pe mijloc, ceva de genul. Putere mare, trea mai tare, da, ok. Și da, trea mult mai tare. E bine, mulți jucători obosiți, să încercăm aici să băgăm niște jucători ca să putem să-i odihnim pe restul. Ce centrare bună, însă este offside. Am avut puțin noroc aici. Ok, fază foarte importantă aici. Reușim până la urmă să-i oprim? Reușim, let's go. Însă nu pot să cred, bă, nu putem să-l oprim de tot. Ok, nu pot să cred. Lasă-mă în pace, ok, reușim până la urmă. Să oprește aici, pune umărul, pune acolo corpul, însă până la urmă pierde mingea. Și se trece totodată și meciul, câștigăm 2-0, reușim până la urmă să câștigăm și un meci în Premier League. E bine, următorul meci este contra cei de la Galatasaray, o să fie destul de interesant să jucăm contra ei. Însă luna s-a terminat, deci va trebui să scrieți acolo în comentarii cine a jucat cel mai bine și ce playstyle trebuie să primească. Aștept acolo în comentarii să-mi zice și eu o să aleg un playstyle și un jucător care văd că chiar este votat acolo, să zic așa. Cam acesta a fost videoclipul, dacă ați plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să strângem acolo un ca subscriber și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări. Am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!